Ce faci, Ada? Bine, adun gunoaie. De ce? Pentru că nu e bine să poluăm. Dacă aruncăm gunoaie, poluăm natural? Da. Și în plus, dacă oamenii vor să viziteze anumite locuri din trecut și văd mizerie, nimeni n-ar mai merge și n-ar mai fi frumos. Dar de ce e important trecutul? Trecutul este important pentru că atunci, în viitor, vom vedea trecutul și ne vom minuna de el. Acțiune ecologică. Chirurgicale pentru oameni delicați avem. Mărimea L. Hai că îți dăm unele mai mici, să vedem dacă este. Hai să vedem dacă sunt funcționale. Unul. Încă unul. Bravo! Da. 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 Ce mare e. E gigant. E foto, foto. Uf, mers sau pus pe el. Îl bag. Croissant. Dar nu știu ce zice. Am găsit-o! O bucățică de plastic. O bucățică. Revizile eu sunt o parte din... Mulți adun gunoaie ca să nu mai fie poluată natura. Pentru că mie nu-mi place când oamenii poluează natura. Și mă bucur că am adunat gunoaie. Da. Ai bun.
întreagă sunt multe gunoaie. Am adunat gunoaie din situri arheologice lăsate de alți oameni, ca să fie frumoase, ca atunci cât mai mulți oameni să le viziteze și ca să nu fie poluate. Istoria este importantă pentru că istoria ne explică despre trecut și ce s-a întâmplat în trecut. Și în plus îmi plac creaturile care au trăit acum mult timp. Doamna consultat, eu am luat și a zis asta înseamnă că îmi citești să te bagi prin toate locurile. Caut mai multe decât mine. Și a zis mulțumesc pentru compliment. Încă mai găsesc. Hai să mergem la mașină. Ultima casă, că mi-e foame.